Reprezentanții delegației Fondului Monetar Internațional au confirmat marți principalele modificări fiscale anunțate de guvern în seara precedentă după încheierea negocierilor. Printre măsurile convenite se numără modificarea metodei de calcul a accizelor, lărgirea bazei de impozitare și eliminarea excepțiilor, impozitarea construcțiilor speciale, indexarea pensiilor și majorarea salariului minim la 900 de lei în 2014. Care sunt construcțiile speciale ale administrației locale și dacă administrația va plăti impozite, aflăm de la primarul Ion Lungu. Nu știu exact, cu siguranță discutăm în primul rând de TPL, dar infrastructura de la TPL este a municipalității. Deci e dat în delegare de gestiune. Proprietar fiind municipalitatea, nu știu dacă va plăti aceste taxe pe, nu știu, instituțiile publice nu plătească. Instituții publice, spune unitățile cu capital de stat. Deci ele sunt proprietari, e o chestie care urmează să fie clarificată. Deci municipiul Suceava este proprietar și nu plătește aceste impozite, ele sunt delegate cu gestiune la alt operator. Da. Acolo ar fi cel mai mult la TPL și la CET același lucru, la termică și stație specială. Ce taxe ar trebui majorate și dacă anul viitor se anunță sau nu majorări la capitol taxe și impozite, tot de la primarul Sucevei aflăm. Cred că la primăria Suceava ar trebui crescută taxa de salubritate. S-a făcut acel artificiu anul trecut, am dat-o 3 lei la cea mai ieftină taxă de salubritate din țară, cred că ar trebui majorată, din punctul meu de vedere, măcar la un 5 lei de persoană, pentru că nu e posibil, nu sunt bani pentru curățenie, toată lumea vrea curățenie, vrea să fie orașul dezăpezit. Deci eu zic că 3 lei e cea mai mică taxă din țară, restul taxele și impozitele locale la Consiliul Local vor rămâne la fel, din punctul meu de vedere.